La noi în Oltenia este formula, așa spunem noi, la strigoi, moroi. Moroi, și sună interesant. Strigoii sunt indivizi curioși în viața pământeană, care după ce mor, care sunt nedumeriți din ce în ce mai mult, ies și se miră. Marin Sorescu relatează întâlnire cu un asemenea curios. Zice că pe aici, pe la Cijmele, pe unde sunt casele mai rărișoare, din cauza stafiilor care și că s-ar fi arătând pe acolo, și lumea s-a sfiit să pună căși. Că au zis ca să aibă loc stafiile, să treacă ele așa, nestingherite, în deal, în vale. Se întâlnește Gligore alu Tăgărâlă, se întâlnește cu unul care cam sclipea de departe. Bun, bun, bună seara, bă, neică. Ăla nu-i răspunde. Bă, nu, am auzit, omul, dracu, mai zic o dată, că nu mă doare gura. Bună seara, bă, neică. Îi răspunde străinul așa, parcă ar fi avut țărână în gură. Îi stă drept înainte, nu-l mai lasă să treacă. Bă, tu mă cunoști pe mine? Știi cine sunt eu? Se uită Gligore, se uită și odată simte că îi se scoală căciula singură din cap. Hâț! Și cade jos, plăț! Ăsta semăna cu unul de murise, să tot fie luna. Încearcă Grigore să-și facă. Ce drag să-și facă? Curaj! Bă, te cunosc, dar nu știu de unde să te iau. Păi, ia-mă și dumneata de guler, rânjește străinul. Când se lea de guler, nimic. Ăla era moroi, era strigoi. Mâna i-a rămas așa țapănă dinainte și vrei să facă moale fleașcă, a început să atârne pe lângă el. Bine că nu i-a zis moroiul să-l mai ia și de altceva. Paraliza ăsta tot. Așa a fost de părere și Coza, un vecin de-a lui, că s-a dus repede la el. Ai avut noroc, bănică? Da, mare noroc. Moroi ăștia din Bulzești sunt ai dracu, ăștia sunt arțăgoși. Când le strășunează pe câte unul, fac cârpă, îl fac treanță, poți să ștești lamba cu el. Așa e de moale și de afânat. Mă, Coză, mă, dar mi-a zis dumneata? Păi nu că de purtat știu să se poarte. Nu sunt mitocan, modărlan, țopârlan, cu nu că le au eu apărarea. Dar gândește-te și la ei. Va să zică, sunt aici cu noi într-o lume, va să zică, odată mor și se pomenesc pe altă lume. Bună oară pe lumea ailaltă, care nu îi primește, nu știu din ce cauză, și trimite pe altă lume. Bună oară asta noastră. Uite așa, miți îi plimbă cine miți o plimba. Și sunt și moroi ăștia, nervoși. Ci se mai ia de câte unul ca dumneata. Mă, nu mai îmi zice dumneata. Ca
ca ăla. Dar matale neacolo, nu se frică. Te duci noaptea singur în cimitir, îi dezgropi, îi înțăpi, îi întorci, îi faci atâta bine comunei. Nu se frică? Coza tace și îl privește lung, cu niște ochi. Păi bune, că mie mi-au luat frica de pe vremea când trăiam. Și Ligore simte că îi se moaie și mâna-i l-altă. I s-a strâmbat gura așa într-o parte, din sperietură. Nu se mai înțelegea ce zice, ce spune ceva, așa, cum vine asta, cum vine asta, cum vine asta, cum l-a văzut așa de galbin, coza ce, bă, mă, negă, stai mă, că eu glumi, mă, n-auzi, hai, zice, să-ți îndrept potșala, a, cu câte caldă, ia-mă de guler, băi, ia-mă de guler să-ți îndrept potșala, a, cu câte caldă. Mă, neacozo, te-aș lua, dar cu se mama dracului, că eu ce, minile, mâinile atârnau fără viață, ca niște mâneci în locul lor. De atunci, la numele de Gligore, i s-a mai adăugat și porecla Îl Moale. Gligore Îl Moale, Marin Sorescu.